Unul dintre suspecți a fost prins în flagrant în timp ce transporta în autoturism aproape 300.000 de comprimate din două medicamente care conțin substanțe active interzise. Valoarea lor pe piața neagră este de aproape 1,5 milioane de euro. Totodată au fost identificate și ridicate sume impresionante de bani, aproape 24.000 de euro și 6.000 de lei, dar și 5 telefoane mobile și 12 cartele SIM. Gorjanul făcea parte dintr-o rețea, cred anchetatorii. Era ajutat de un cetățean sârb care a introdus în România cu un autocamion drogurile de risc pe care le-a transportat apoi și predat unui alt bărbat în județul Timiș. Al treilea inculpat a asigurat activități de contrafilaj pentru a evita descoperirea de către organele de urmărire penală. Drogurile urmau să ajungă în Norvegia pentru a fi comercializate. Toți cei trei inculpați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile și sunt cercetați acum pentru trafic internațional de droguri.